Slăvit să fie Domnul Iisus, lăudat să fie Domnul. Pentru cine nu știe, eu am fost o cântăreață, posibil că Domnul lasă 99 de oi și se duce după una. Eu am fost o cântăreață de muzică populară, am cântat 18 ani cântăresc profesionist și când am intrat în casa lui Dumnezeu și am auzit o cântare creștină, m-am oprit din alergarea fără rost și am hotărât să intru și eu în poporul lui Dumnezeu. Și Domnul mi-a dat harul astăzi să cânt mai departe acea cântare care m-a ajutat să mă hotărăsc. Slăvit să fie Domnul! Amin! Foarte bine, mulțumesc! Puțin mai tare, că e cineva aici care trebuie să audă. Întoarce-te acum la al tău Creator, acum cât e soare și lună, acum cât ești tânăr se poate ușor, căci viața aceasta se duce în zbor și tu te vei duce la fel ca un nor cu acei care trec în țărână. Până când găleată la fântână, fără apă în ea o să rămână, până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Alergi la casa lui Dumnezeu și te bucuri să întâlnești frații și surorile și când ești nelipsit din casa Domnului, înseamnă că ești pocăit. Întoarce-te acum cât mai poți mesteca și afli în bucate plăcerea. Acum ești cu minte și poți judeca, dar mintea se duce, se duce și ea, iar când mâinile tale-ți vor tremura, vei vrea, dar n-o să mai ai putere. Până când găleată la fântână, fără apă ea o să rămână, până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Atunci când la o privire aspră, răspuns cu o privire blândă. Atunci când o vorbă rea, răspuns cu o vorbă bună. Atunci înseamnă că ești pocăit. Întoarce-te acum din multele căi pe care ai căutat fericirea și lasă palatul cu asale odăi, că-și slava aceasta e pentru cei răi, dar calea ce duce prin munți și prin văi, pe ea vei afla fericirea. Până când găleată la fântână, fără apă în ea o să rămână, până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Atunci când nu te mai târguiești cu Dumnezeu, când dai partea Domnului în casa Domnului și dai cu bucurie, atunci înseamnă că ești pocăit. Întoarce-te acum, copile iubit, acum cât ai încă tăria, te ajută să umbli, să fii fericit, căci și pentru tine Hristos a murit, dar și pentru tine există sfârșit, căci dincolo e veșnicia. Până când găleată la fântână, fără apă în ea o să rămână, până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Atunci când îți iubești vrăjmașii, chiar dacă te-au zdrobit și te rogi pentru pocăința lor și când totdeauna la rău răspunzi cu bine, atunci înseamnă că ești pocăit. Întoarce-te până când chipul de lut
se întoarce din nou în țărână, iar Duhul se duce în necunoscut, la locul de osândă sau raiul plăcut. Depinde în cine și în ce ai crezut, cu aceea el o să rămână. Până când găleată la fântână, fără apă în ea o să rămână. Până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Până când găleată la fântână, fără apă în ea o să rămână. Până când migdalul înflorește, vino astăzi și te pocăiește. Lăudați să fie Domnul Iisus. Amin. Am vrut să știu și eu cum este când mori. Și auzisem de răpiri din trup și m-am gândit, zic, stai puțin, că te răpește și vin apoi. Și în felul ăsta vezi cum este, să nu te mai gândești toată viața cum o fi când o-i muri. Dar îi mulțumesc Domnului că s-a îndurat de mine. Nu detaliez acum, sunt sigură că vor fi nopți de veche, este timp și am să vin și eu. Amin. Și atâta aș vrea să spun acum, că nu pot să nu spun. Răsplata este deosebit de importantă, în primul rând pentru că este veșnică și de aceea nu se uită nici paharul cu apă. Și când ai plecat, în clipa plecării, ai vrea să fii făcut cât de mult pentru Dumnezeu. Dacă Domnul nu te mai întoarce în trupul acesta, niciodată nu mai ai ocazia să mai vii pe această planetă și să mai faci ceva pentru Dumnezeu. Iar când, la o distanță, așa, 2 ore au fost ca 2 secunde pentru mine, a fost de la 12 la 2, când am auzit înapoi, noi cunoaștem vocea Domnului și îl cunoaștem de Domnul, este atât de minunat. Este mai strălucitor decât soarele și mai alb decât zăpada. Este minunat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Am auzit înapoi, în iad. Nu, în trup. Dar pentru ce? Pentru că este slava și libertatea deplină și nu mai vrei să te întorci. Dar pentru ce? Pentru mine. Lăudat să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul că ne-a dat harul să fim aici pentru El. Să fim pe calea cea bună, pe calea cea dreaptă și să ne bucurăm de libertatea care ne-o dă harul Domnului. Și cum spunea fratele Alin, un nou membru în biserica dumneavoastră, da, libertate într-adevăr, dar în Domnul. Este în Domnul și mulțumim Domnului că o simte și fratele și fratele Cristi, care și dânsul a venit cu prietenul dânsului și Domnul cheamă de la răsărit și de la apus, pentru că din acest loc se va transmite Evanghelia cum noi nici nu ne gândim. Dar ducem Evanghelia împreună. Amin. 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 Slavă Domnului. Sunt multe de spus, vorbire e nesfârșită pentru că Domnul e nesfârșit. Surorile când mărturisesc, când spun ceva, ele mărturisesc de fapt. Și aș vrea să-i mulțumesc Domnului pentru o cântare ca să putem mulțumi împreună, care o cânt fără negativ, ca să putem cânta cu toți. Amin. Se aude biserica de mâine. Ce gingaș este un copil. Domnul să ne ajute să fim și noi ca niște copii. Amin. Îți mulțumesc, ochii mei mai pot să vadă, că pot citi cuvântul tău ce este scris. Îți mulțumesc că și nu merg bășbâind pe stradă, că-n besna nopții ochii mei nu s-au închis. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus al meu. Îți mulțumesc că nu sunt mut ca în vorbire, că nu prin semne pot vesti cuvântul tău. Cum altfel oare aș fi vestit a ta iubire, cum ne-ai
ai scăpat de chin, de iad, de tot ce rău. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus al meu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus al meu. Îți mulțumesc că am urechi ce pot să audă, că pot primi cuvântul tău când tu mi-l dai, când tu mă înveți cum să mă bat din calea crudă și cum să mă întorc spre tronul tău de har. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus al meu. Îți mulțumesc că pot gândi, că pot alege, că singur pot să spun ce-i bine și ce rău, că pot să spun un nu la ce e fără de lege, că pot să spun un singur da lui Dumnezeu. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisus al meu. Îți mulțumesc, Iisus.